Miercuri 25 martie, cu prilejul Zilei Poliției Române, viceprim-ministrul pentru Securitate Națională, ministrul Afacerilor Interne, Gabriel Oprea, i-a premiat pe cei mai buni polițiști români care s-au remarcat anul trecut prin devotamentul și profesionalismul de care au dat dovadă în atribuțiile de serviciu. Profesia de polițist nu este ușoară. Are multe privațiuni și multe riscuri. Nu este o meserie pentru oricine. Știți foarte bine că trebuie să fii născut pentru asta. Trebuie să ai un respect puternic față de lege, un simț dezvoltat al dreptății, devotament pentru țară și pentru români. Ca membru al Guvernului, ca ministru de interne, fac tot ce pot eu, tot ce stă în putere, ca să vă pot sprijini activitatea și cred că am dovedit acest lucru. Sunt conștient de dotările materiale, de pregătirea dumneavoastră, că totul se reflectă în, până la urmă, nivelul de siguranță al nostru, al cetățenilor români. Încă o dată vreau să vă mulțumesc. Vreau să vă felicit, vreau să urez încă o dată la mulți ani tuturor colegilor din Poliția Română, aveți respectul nostru al tuturor. Mulțumesc foarte mult! Unități economico-financiare, rezultatele obținute contribuind la încasarea unor sume importante la bugetul de stat și instituirea de măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciilor cauzate. Direcției Operațiuni Speciale din Inspectoratul General al Poliției Române. Cu sprijinul direct al acestei structuri de elită a Poliției Române, au fost documentate și soluționate cauze deosebit de complexe din domeniile macrocriminalității economico-financiare, traficului de droguri, spălării banilor și finanțării terorismului,